casă mare sau de ce suferi? Nu, altfel îți spun bun venit, Cătălin, n-am nicio casă mare, n-am nicio proprietate, deși ar fi trebuit să am ceva până acum. Păi dacă nu ai scăpat, ascult știrea asta relaxată. No, mama plătește impozit. Da, asta e, îmi pare rău că vin cu vești proaste, despre asta e rubrica asta, în general despre vești proaste și cum să le tratăm. Cătălin, bun venit, începe rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Deci a fost votat la Senat un act normativ care le dă posibilitatea primarilor să mărească impozitele la case. Sunt niște modificări la ordonanța asta, trebuie să înțelegem, și modificările au fost votate de coaliția PSD-PNL-UDMR, ceea ce mă duce cu gândul că nici la Camera Deputaților nu va fi o problemă. Adică, da, oamenii vor vota chestiunea asta acolo. Acum, ce trebuie să înțelegem? Că aici la case sunt niște grile de impozitare și le dă voie primarilor să, adică se mărește grila aia de impozitare cu 50%, iar consiliile locale și primare au ei niște algoritmi pe care, pe baza cărora calculează cât o să se plătească. Acum știi cum e. Ei pot să și diminueze impozitele, că nu scrie nicăieri că trebuie neapărat, că trebuie să merge în sus. Și să pot aplica calculele alea și să mai poate și scădea. Acum, experiența îmi spune că nu o să scadă nimeni, pentru că e nevoie de bani și există două motive pentru care se fac lucrurile astea. Unul la mână e acela că în multe administrații locale nu se ajung cu banii de pe o lună pe alta și atunci de anul viitor le mai dă posibilitatea să mai pună niște bani acolo în buget. Și doi la mână e și o perspectivă de asta europeană, o prevedere europeană care te obligă să faci o aliniere mai bună cu valoarele, cu valoarea caselor sau apartamentelor pe care noi le deținem. Deci alea trebuie actualizate din când în când, trebuie aduse la un nivel. Acum, poate vă interesează... Dar nu știu cum facem, noi aducem doar taxele și impozitele la un nivel cumva aliniat cu Europa, restul, nu? Da, nu aliniat cu Europa, nu. Aliniat cu, deci, o prevedere europeană... O prevedere. Care te obligă să ții valoarea de impozitare aproape de prețul real al caselor. După cum știți, prețul caselor în România crește, adică cel puțin scriptic, dacă te uiți așa să faci niște calcule, el crește, că așa ne zic oamenii ăștia. Acum să vă zic că, uite, de exemplu, publicația Hot News a făcut niște calcule. Și pentru un apartament din București, care ar avea 100 de metri pătrați, dar e un apartament ăsta mai vechi, construit în 1950, pe care astăzi se plătește 204 lei pe an, s-ar putea plăti 307 lei. Deci de la 204 la 307, ăsta e un calcul. Și la Cluj, de exemplu, pe baza acestei noi legi... Acolo am văzut că e ceva rău. Da, dar ai și casă mare, pentru că, uite, ai așa 295 de metri pătrați de teren, și, de casă, și un teren de 800 de metri, adică... Deci, boier, casa asta chiar există și care este, ea, teoretic, ea este trecută în actele notariale de astăzi cu 479.000 de lei, adică ar fi o casă de 100.000 de euro. Nu e adevărat că e o casă de 100.000 de euro, în niciun caz, la 300 de metri pătrați plus 800 de metri. Am auzit de garsoniere de 120.000 de euro. Exact. Ea este trasă într-o grilă notarială mai corectă și zice... că prețul, valoarea impozabilă este de 200.000 de euro și nici măcar 200.000 de euro, ci vreo 170.000 de euro. În condițiile astea, impozitul ei, impozitul plătit de proprietarul său, de la 958 de lei, va crește la 1.437 de lei pe an. Aia va plăti 100 și un pic de lei pe lună. Ce e interesant în chestiunea asta e că nu toți primarii sunt de acord cu treaba asta, pentru că unii cred că vor fi obligați de consiliile locale să mărească taxele astea. Nimănui nu-i place să plătească mai mult, ori asta se traduce în voturi. Pe de altă parte, știu cei de la guvernare, cei din PSD și PNL, că dacă le mai dau niște bani primarilor pe care pot să ia de la populație, atunci cu siguranță vor trebui să dea mai puțin bani de la bugetul central, acolo unde nu sunt bani deloc. E un calcul, de exemplu, octombrie, noiembrie, luna asta deja vom vedea
că încep primăriile cu telefoanele și erau, cred că am spus la România în direct săptămâna trecută, erau deja câteva sute de localități care nu mai aveau bani deloc. Și veneau la buget și spuneau, haide șeful la guvern, domnul Ciucă, dați-ne și nouă niște bani din fondul de rezervă. E, asta încearcă să mai rezolve cu această situație. Cine plătește primăriile alea mari și cu mulți, 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 mulți angajați, că unele nu sunt necesare, stimatul cetățean care plătește taxe și impozite. Asta e povestea de astăzi. Nu e votată, dar... Sigur se va întâmpla, da. Sigur se întâmplă până la sfârșitul anului. Cătălin, îți mulțumim. Dacă nu ați reușit să ascultați rubrica de la bun început, în curând ea va fi disponibilă pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM. Îi asculți pe cei mai mari. Hey, this is Justin Bieber. Hey, this is Dua Lipa. Hi, this is John Bon Jovi.